Bine v-am regăsit, dragilor, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul acestei frumoase campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald, De vorbă cu femeia din tine, o campanie dedicată femeii, iată, în luna martie. Astăzi vorbim alături de domnul profesor Teodoru Ghiondea despre Coran, despre cartea Coran cu care venim înaintea noastră ca prezentare, ca recomandare de carte, ediția 5, o ediție revizuită și adăugită în colecția publicată în colecția mistică islamică, traducerea profesorului George Grigore, dar vom vorbi cu precădere despre rolul și statutul femeii în tradiția islamică, despre soțiile profetului, despre femeile din tradiția islamică, despre cultul miriamic, despre Fecioara Maria și locul și rolul ei în tradiția islamică. Cred că un subiect extrem de generos, extrem de ofertant, pe care mărturisesc nu l-am mai atins până acum, rolul și statutul femeii în tradiția islamică. Domnule profesor. Cred că ar fi bine să începem din locul în care ne aflăm, și anume din Europa. Dintre scriitorii celebri, foarte cunoscuți și sigur care ne-au format, ca să spun așa, de-a lungul timpului cultura europeană, aș aminti unul care a cunoscut foarte bine islamul. Poate că sunt mulți surprinși. Este vorba de Goethe. Și aș porni vorbind despre rolul și statutul femeii în islam, în tradiția islamică, cu un citat, ca să vedeți că ceea ce vom spune nu este străin de mentalitatea și de spiritualitatea europeană. Uitați cum încheie Goethe, Faust, spune așa: vremelnic sensibilul, doar ca simbol survine, aici intangibilul evidență devine, aici genuinul nerostibil s-a spus, etern femininul ne trage în sus. Aceasta este și ideea până la urmă. Da? Și anume că eternul feminin este pentru un spiritual o cale sigură și o modalitate de a înțelege corect raportul lui cu Dumnezeu. Sunt două lucruri de reținut la Goethe în formularea respectivă. Tot ce-i trecător este simbol, și noi am mai vorbit despre lucrul ăsta, începând de la tot ceea ce este în Coran, fiecare cuvânt, fiecare literă, este un semn, adică este un simbol. Este o concentrare de înțelepciune divină. Și etern femininul ne trage în sus, pentru că întotdeauna, în toate tradițiile, există, pe de o parte, principiul, Dumnezeu, Zeul Suprem, de cealaltă parte este forma lui de manifestare, care întotdeauna este asociată cu o prezență divină. Este ceea ce numim în hinduism Shakti. Sigur că nu putea lipsi din Coran. Ceea ce atrage atenția de la prima lectură a Coranului este faptul că singurul nume feminin în Coran este numele Maria. Miriam este chiar surata numărul 19, care așa se și numește. Acum, Coranul este, am spune noi, a treia carte sfântă, după Tora și după Evanghelii, în tradiția abrahamică. Prin urmare, există un element de continuitate. Acest element de continuitate este evident în Coran atâta vreme cât, de exemplu, a treia surată a Coranului se numește Neamul lui Imran sau Al Imran, unde se preia toată ambianța, hai să-i spunem, înalt, spiritual, familială din Evanghelie. Este vorba de părinții Mariei, este vorba de tot mediul acela creștin care este preluat de Cartea Sfântă a Islamului. Bun. Cum spuneam, surata a patra, imediat după el, se ocupă în mod special de femei și de statutul lor și de rolul lor. Chiar așa se și numește surata numărul 4, femeile.
Iar la surata 19 avem, ca să spun așa, modelul suprem al prezenței feminine a lui Dumnezeu. Vedeți, ca ființe culturale, să spunem așa, europene, formați în mediul și în ambianța creștină, vom fi foarte surprinși, mulți dintre noi, să constatăm că Sfânta Fecioară este Sfânta Fecioară și în Coran. Statutul Sfintei Fecioare, statutul Mariei este același. Este Fecioară și Mamă. Ceea ce s-au păstrat elementele cele mai importante din ceea ce știm din tradiția creștină, din dogmatica creștină, cele mai importante elemente s-au păstrat. Aș îndrăzni să spun și altceva. Aș spune chiar că unele din ele, aspecte foarte importante din punct de vedere spiritual, sunt parcă mai dezvoltate în Islam și poate că nu atât în Coran, în textul sacru, cât în Sfânta Tradiție. Pentru că așa cum există Sfânta Tradiție în creștinism, la fel avem și o Sfântă Tradiție în Islam. Și avem la fel o Sfântă Tradiție de toate tradițiile. Această Sfântă Tradiție, care se numește Suna, păstrează foarte multe elemente din viața Mariei, care o parte din ele nu le regăsim în creștinism. Se insistă, de exemplu, foarte mult asupra primei perioade a vieții Sfintei Fecioare, atunci când ea este aleasă de către Dumnezeu, nu? Pentru a coborâ Logosul Divin în forma lui Isus. Și se și spune în Coran, de exemplu, nu? De exemplu, în surata 21 se spune așa: și cea care și-a păstrat fecioria și în care noi am insuflat Duhul Sfânt, spune Dumnezeu, iar noi am făcut din ea și din Fiul ei, din Isus, am făcut un semn pentru lumi. Atenție că e folosit pluralul. Pentru lumi. Deci, dintr-o dată, nu mai este circumscrisă Sfânta Fecioară, dar ca un conținător al Logosului Divin, numai pentru tradiția abrahamică, numai pentru lumea noastră, ci pentru toate lumile. Ea este, din acest punct de vedere, foarte aproape sau se aseamănă cu o altă formulare, tot din Coran, care se referă, în schimb, la profetul Muhammad. Și anume, el a fost dăruit de Dumnezeu ca o milostenie, ca o atot milostivire pentru lumi. Iarăși se folosește pluralul. Ceea ce înseamnă că există ceva comun între profetul Muhammad și Sfânta Fecioară. Și acest element comun este faptul că și unul și celălalt primesc în trup cuvântul lui Dumnezeu, Logosul. Sfânta Fecioară în forma Domnului Iisus Hristos, profetul Muhammad sub forma Coranului. Și acum să facem și o precizare care sunt convins că este utilă pentru foarte mulți dintre ascultători, și anume, niciodată nu este potrivită asocierea Domnului Iisus Hristos cu profetul Muhammad, pentru că nu sunt pe aceeași funcție. Profetul Muhammad este pe aceeași funcție cu Sfânta Fecioară. Iar Domnul Iisus Hristos este pe același nivel al funcției cu Coranul, cu Cartea Sfântă. Acestea sunt asocierile, aș spune eu, potrivite. De ce? Pentru că și Sfânta Fecioară și profetul Muhammad au primit cuvântul divin pentru verbul divin, Logosul, pentru oameni. Și ca să-l facă cunoscut oamenilor. Spuneam că Sfânta Fecioară în Islam are semnificație de multe ori care depășește oarecum viziunea pe care noi o avem, sigur, asta spun în general, pe care o avem creștinii despre Sfânta Fecioară. În sensul că simbolul ei este foarte, foarte înalt. Poate că vor fi surprinși să spun că unii dintre exegeți o consideră chiar un simbol al esenței divine. De ce? Pentru că esența divină este
impenetrabilă, ea este absolut omogenă, are caracter absolut și asta este simbolizat la Sfânta Fecioară de feciorie, de curățenie, de virginitatea ei. Este un vas ales de Dumnezeu ca să coboare Logosul. Aducem aminte că ea este luată de copil, dusă în templu, de Zaharia, care era rudă cu ea, da? Numele se păstrează și în arabă. Zaharia este preotul care are în același timp, în această funcțiune pe care o are el, circumscrisă coborării Logosului Divin, are acel legământ al tăcerii. Sfânta Fecioară este dusă, copil fiind, e dusă în templu și este ținută acolo. Și stă acolo, este intrarea în Biserica Maicii Domnului. Ea este ținută acolo și contactul ei permanent cu Dumnezeu este asigurat prin îngeri. Când preotul Zaharia vine și o întreabă de unde sunt niște lucruri, mă rog, care se află, niște obiecte care se aflau în preajma ei, Sfânta Fecioară spune: îngerii au venit și mi-au adus de mâncare și ne-am jucat împreună, ea fiind copil. Deci, vă dați seama că este un simbol foarte, foarte înalt. Foarte înalt. Adică, este ca și cum aș spune, Dumnezeu nu poate să vorbească direct. Că nu se poate. El este principiul absolut. N-are cum să vorbească. El vorbește prin intermediul a cuiva, unei persoane, a unei prezențe. Prezența aceasta este prezența Sfintei Fecioare. Un soi de mijlocitor. Este un intercesor. Pentru asta, funcția aceasta de intercesor o are și profetul Muhammad. El intercesează pentru toți, absolut toți oamenii, nu numai pentru musulmani. Sfânta Fecioară este numită Abida, adică este adoratoarea, este pura adoratoarea lui Dumnezeu. Noi am mai vorbit ce înseamnă a adora pe Dumnezeu și mai ales în Islam este un cuvânt extrem de important ăsta. Pentru că noi l-am legat și de funcțiunea aceasta de iubire a lui Dumnezeu către noi și noi întoarcem această iubire către Dumnezeu. Nu suntem datori. Nu putem exista altfel dacă nu facem așa. Această reciprocitate între om și Dumnezeu este mijlocit de Sfânta Fecioară. Vedeți ce important este aspectul maternal aici. Aspectul matern al Sfintei Fecioare. Ea care ține, după tradiția creștină, cum bine știți, ea ține cu rugăciunile ei lumea. Dacă n-ar fi rugăciunile Sfintei Fecioare, se spune că lumea s-ar întuneca și ar dispărea, s-ar spulbera din cauza, se spune în general, dogmatic al păcatelor, a greșelilor și așa mai departe. Pe scurt și platonician, a imperfecțiunii ei, fără de care nu poate exista. Nu? Asta este lumea în care trăim. Deci este pura adoratoare a lui Dumnezeu. Unul din marii exegeți moderni, din care și noi avem o traducere la editura Herald, este vorba de domnul Charles-André Gillis, are o carte care nu este foarte mare, nu este voluminoasă, dar este extrem, extrem de cuprinzătoare în ceea ce privește funcțiunea aceasta spirituală a Sfântei Fecioare și spune textual: tradiția marială se integrează în învățătura ezoterică a acestei tradiții. Deci semnificația este foarte, foarte înaltă. Ce spune Ibn Arabi despre Sfânta Fecioară și despre Domnul Iisus? El spune așa: Iisus, Saidna Isa, Domnul Iisus, și întotdeauna îi se spune Domnul Iisus, nu simplu Iisus, și asta este o marcă, nu numai de respect, este o marcă de recunoaștere a funcțiunii lui speciale, alături de cea a profetului Muhammad. S-a născut din apa Mariei, spune el, apa Mariei în sensul de conținător, de calitatea ei de conținător, și suflul lui Dumnezeu purtat de Arhanghelul Gavril. Alta asemănare extraordinară. De fapt, nu este asemănare, pentru că este vorba de exact același fenomen, același eveniment. Cine o anunță pe Sfânta Fecioară? Cine o anunță pe Maria că va naște? Arhanghelul Gavril. Același lucru. Este bună vestire. Același lucru din creștinism îl găsim și în Islam, în Coran. Prin urmare, Arhanghelul Gavril este intercesorul, aș spune eu,
este cel care comunică, cel care transmite hotărârea, porunca lui Dumnezeu, Amr Allah, porunca lui Dumnezeu o transmite prin conținătorul și în același timp transmițătorul cel mai pur, care este Sfânta Fecioară. Tot domnul Șiris mai spune că Maria este manifestarea esențială a lui Dumnezeu. Și pentru asta am făcut o afirmație foarte tare, aș spune eu, la momentul respectiv, când am spus că tradiția marială și dogmatica marială, învățătura marială, mi se pare mai complexă chiar decât cea din creștinismul catolic. Este un alt accent. Aici nu este vorba de superioritate sau de inferioritate, ci este vorba de un accent care se pune din rațiuni spirituale. Despre asta este vorba. Adică n-aș vrea ca cineva care ne aude vorbind să creadă că facem asemenea diferențe valorice între una și alta. Nu există religie falsă decât, mă rog, cele care sunt inventate pe parcurs. Aici avem niște tradiții autentice și este o tradiție completă și care se unește în anumite, cum să spun eu, simboluri din acestea totale. Dar nu este Sfânta Fecioară, nu este singura totuși pomenită în Cartea Sfântă. Celelalte femei care sunt pomenite, se pare după tradiție că sunt 12. Aceste 12 femei care sunt pomenite fac parte din partea epică a Cărții Sfinte a Coranului. De exemplu, apare Zulaiha. Zulaiha, care este în surata Iosif, este soția unui, mă rog, unui funcționar din Egipt, nu? Apare regina din Saba, Bilkis. Ele nu sunt numite, dar ele sunt prezente. Este Sara și Agar, adică soția și care este mama Sara, soția lui Avram, care este și mama lui, cum să spun, strămoșului poporului Israel, nu? Dar în același timp este și sclava, roaba lui, pentru că Sara era bătrână și atunci el a mai făcut un copil la porunca Domnului cu roaba îngăduită de Sara, și anume de Agar. Și așa apare Ismail, strămoșul tribulor neamului arab, nu? Mai sunt pomenite Hena, soția lui Lot. Sunt multe. Mai este o femeie care nu este, o femeie necunoscută, care apare în surata 2. Deci sunt prezențe, se pare că sunt, după unii, 12 asemenea prezențe. Dar singurul nume de prezență feminină este al Mariei. Și vedeți că este extrem, extrem de important. Aș îndrăzni să spun mai mult decât atât. Aș spune că este poate cea mai puternică legătură și cea mai puternică dovadă a continuității între islam și creștinism. Pentru că rare ori se întâmplă ca un personaj, să-i spunem așa, o prezență atât de complexă, să o găsim în aceeași termeni în două tradiții diferite. Se întâmplă destul de rar lucrul ăsta. Sunt asemănări, sunt preluări adevărat din rațiuni sacre, nu pentru că sunt niște împrumuturi fără rost. Însă, în aceeași termeni, din punct de vedere esențial, din aceeași, ca funcțiune spirituală, în aceeași termeni, nu prea găsim. Sfânta Fecioară este un caz special. Acum, sigur că mai sunt în islam și alte prezențe feminine. De exemplu, soțiile profetului Muhammad. Ele sunt foarte multe. Pe de o parte se vorbește de 11, pe de altă parte de 15. Sunt foarte. Dar trebuie să lămurim un lucru. Profetul Muhammad a făcut aceste căsătorii în marea, marea lor majoritate din rațiuni sau economice sau de alianță politică. N-au fost niște căsătorii consumate. Era modalitatea în care se stabilea o legătură și se consfințea o legătură cu un anumit trib, cu o anumită parte a comunității și așa mai departe.
prima soție este și cea mai importantă, aș îndrăzniu să spun, este vorba de Hadija, prima soție a profetului. De ce spun asta că e foarte important? Întotdeauna prima soție este cea mai importantă, noi am mai discutat. Da, și este și unică, știți, chiar dacă mai vin și altele, dar este prima. Unică. Prima. Este mai mult decât atât, este și primul musulman. Este primul musulman. Pentru că după ce a primit profetul Muhammad Coranul, sau sinteza de cuvinte, cum se spune, în muntele Hira, el a venit acasă după ce primea, după ce avea revelația unui verset sau mai multor versete sau unei surate întregi, trecea printr-o stare fiziologică foarte dificilă, foarte grea și trebuia îngrijit. Și ea l-a îngrijit ca și o mamă. Nu era numai soție, ca și o mamă l-a îngrijit. Și ea a fost prima care a primit islamul, cum se spune. Deci este primul musulman. Au avut 6 copii împreună. O parte au murit foarte tineri. Important este că ea a rămas ca un model de mamă a drept credincioșilor. De altfel, soțiile profetului sunt numite mame ale drept credincioșilor. Și cum spune, unele din ele au fost văduve din aceste soții. Iar profetul Muhammad, pentru că soții lor și-au dat viața pentru islam, au fost oameni foarte drepți. Cum femeia nu poate sta singură pentru că nu se putea nici întreține nici din punct de vedere economic, nici social, n-avea cum să... Trebuia să fie în grija unui bărbat. Și atunci profetul contacta aceste căsătorii care nu erau căsătorii, nu erau căsătorii consumate. Așa cum și o altă soție foarte importantă a profetului a fost ultima lui soție, Aisha, pe care a luat-o ca logotnică când ea avea 9 ani, aici este o întreagă poveste, poate vom face odată o emisiune cu acest model, sau cum să spun, cu acest conținut spiritual, ce semnificație are simbolismul fetei de 9 ani. Este extrem de important. 9 ani avea și Beatricea lui Dante și așa mai departe. Sunt foarte multe lucruri de văzut aici. S-a contractat o locotnă. Aisha era fata celui mai apropiat colaborator al profetului, viitorul prim calif, Abu Bakr Siddiq. Și la 16 ani s-a făcut căsătoria. Mă rog, între 14 și 16 ani s-a făcut căsătoria. Problema dacă s-a consumat sau nu s-a consumat căsătoria este o chestiune secundară, nici nu are importanță. Dar ea a rămas în tradiția islamică printr-o inteligență deosebită, o probitate extraordinară și pentru faptul că a stat alături de profet până în ultimul moment. Adică era nedeslipită de profet. Și foarte multe din învățătura transmisă de profet provin tocmai de la Aisha, de la această tânără, cea mai tânără dintre ele, și care se pare că avea și calități intelectuale deosebite. Nu? Dar nu este numai ea. Avem în sufism, adică în tasauf, nu? În partea ezoterică a islamului, avem nume foarte importante de femei sufi. Poate pare ciudat pentru unii care nu sunt obișnuiți și sunt doar curioși să afle câteva amănunte despre viața spirituală, asta, aș zice eu, inițiatică a islamului. Au fost foarte multe. Poate cea mai cunoscută este Rabia al-Adawiya. De ce a impresionat foarte mult, de exemplu, pe Fariduddin Attar, l-a impresionat foarte mult. Este singurul nume feminin din Memorialul Sfinților. El a scris o carte cu foarte mulți maestri spirituali și este singura femeie care figurează acolo. Mai sunt și altele importante, dar pe el îl interesa altceva. Îl interesa impactul pe care l-a avut Rabia, această sfântă, l-a avut asupra întregului mediu sufit. La Basra sau Basora se formase o întreagă comunitate de femei cu o activitate foarte susținută din punct de vedere spiritual, inițiatic. Ea a fost centru, ca să spun așa, a pornit de la această Rabia. Prin ce era excepțională?
întotdeauna vorbea, și asta i-a fost și viața, tot ceea ce spunea, trăia, puritatea credinței și puritatea iubirii față de Dumnezeu. Spre exemplu, spunea așa, avea obiceiul să spună destul de des, cu voce tare de față cu toată lumea, spunea: Domnul meu, dacă eu te iubesc pe tine în speranța că voi ajunge în paradis, fie ca niciodată să nu ajung în paradis. Iar dacă eu te iubesc pe tine de frica infernului, fie ca veșnic să zacă acolo. Vedeți? Deci a insistat foarte mult pe puritatea acestei iubiri, care este o combustie, cum spuneam și altă dată, este o combustie perfectă pentru realizarea spirituală. De altfel, toate aceste femei sufi, le-am spune noi, aproape toate, au această concentrare pe o cale a iubirii, o realizare pe o cale a iubirii. Ce înțelegem prin asta? Prin asta înțelegem că, într-adevăr, elementul feminin este întotdeauna asociat în mod cât se poate de legitim cu iubire. Pentru noi ca oameni, sigur că lucrul ăsta este de la sine înțeles. În ritualul creștin, nu, se spune că amândoi vor fi un trup. Nu vor fi într-o idee, nu vor fi într-o aspirație, vor fi un trup. Adică unitatea aceasta care trebuie refăcută prin taina căsătoriei este extrem de importantă din punct de vedere spiritual, pentru că așa se reface unitatea inițială. Atunci vă aduc aminte când Adam Cadmon era și bărbat și femeie. După aceea Adam, al doilea Adam, este cel din care a fost scoasă femeia. Nu? Raportul între bărbat și femeie nu este unul de superioritate și de inferioritate, ci este unul de complementaritate și de recesivitate. Nu este de conceput bărbatul fără femeie, cum nu e de conceput femeia fără bărbat. Vedeți, noi trăim vremuri mai dure astăzi și ne este mai greu să înțelegem raportul ăsta, care de fapt nu este o relație, este o unitate perfectă pe care o vedem de la început, pe parcurs, cu două elemente care nu pot exista unul fără celălalt, până la urmă trebuie să ajungă la o unitate perfectă și să refacă androgenul primordial. În islam lucrul ăsta este foarte important de înțeles. De ce? Pentru că, spre exemplu, așa cum știm, într-o gospodărie sunt foarte multe responsabilități. Cine are responsabilitatea educației copiilor? Educării copiilor? Femeia. Femeia, da. Dar cine răspunde dacă un tânăr a greșit? Bărbatul. Nu mama răspunde. Tatăl răspunde. Tatăl, capul familiei. Vedeți? Uitați, trebuie să aducem aminte ceva. Profetul Muhammad spunea așa, că un cap de familie, un bărbat, trebuie să aibă trei calități și aceste calități trebuie să constituie un tot perfect. Unul era înțelepciune. Un bărbat trebuie să fie înțelept. Doi, un bărbat trebuie să fie generos. Și trei, un bărbat trebuie să fie curajos, să aibă curaj. Curaj nu înseamnă neapărat cu alții, curaj cu sine, în primul rând. Nu? Și aici ajungem la sinceritate, la tărie de caracter. Ce se întâmplă cu lumea contemporană? Lucrurile s-au schimbat. S-au schimbat puțin. Eu zic că s-au schimbat mai mult. Scara de valori s-a răsturnat. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat cu înțelepciunea? A rămas la simplu nivel al inteligenței. Ori inteligență, știți că este și adversarul. El nu poate fi înțelept, dar inteligent este. Noi am mai vorbit despre asta. Ce s-a întâmplat cu curajul? S-a transformat în ce? S-a transformat în violență. S-a transformat în agresivitate. Deci, a doua calitate care a căzut. Iar generozitatea nu mai este generozitate. Generozitatea a devenit o risipă sau o opulență, nu? Care nu face altceva decât să submineze adevărata spiritualitate. Sau s-a transformat într-un soi de egocentrism. Sau într-un soi de egocentrism. Și atunci ce s-a întâmplat? Uitați ce s-a întâmplat. Atunci, în Europa, a apărut mișcarea feministă. Ori feminismul
nu este, foarte multă lume îl condamnă, sigur, mă gândesc la oamenii care sunt de o orientare tradițională, dar lucrurile trebuie înțelese. Lucrurile trebuie înțelese. Femeia are nevoie de acest partener care să-i corespundă, să vibreze împreună cu ea. Ori dacă el nu mai are aceste trei calități, ea nu se mai simte în siguranță, nu mai are cui să comunice, nu mai are cu cine să conviețuiască. Și atunci se retrage și feminitatea ei se transformă. Îndrăznesc să spun că până la urmă această pierdere a feminității, feminitatea se transformă sau în senzualitate extremă, iar frumusețea femeii de multe ori capătă un aspect de inconsistență estetică. Are ceva, ori este stridență, ori, dar nu este susținută de o frumusețe interioară. Asta vreau să spun, că câteodată rezidă mai mult din aspectul exterior decât din cel interior. Adică frumusețea aia din interior care trebuie să iasă în afară. Știți, spunea un maestru spiritual spunea, nu există femeie care să nu fie frumoasă, dar bărbatul care se apropie de ea trebuie să știe să-i vadă frumusețea. Din acest raport, și aici se insistă foarte mult în islam, din acest raport, din această conviețuire cu femeia, se naște toată frumusețea, nu numai a unuia sau a altuia, ci o frumusețe comună. De asta nu mai seamănă sentimentele care animă și care structurează toată această relație între soț și soție la începutul căsătoriei, se transformă pe parcursul căsătoriei. Ea trebuie, această relație trebuie să evolueze, nu trebuie să cadă în automatism și în obișnuință. Ea trebuie să evolueze. Se spune în creștinism, vă aduceți aminte că se spune că rugăciunile soției duc bărbatul în paradis. Dar ca femeia să facă rugăciuni pentru ea și pentru soțul ei, trebuie să aibă pentru cine să facă. Vedeți că nu este un lucru simplu. E foarte ușor să condamne astăzi. Feminismul care nu are ce căuta în islam, care nu are... Dar și în islam sunt mișcări în momentul ăsta, pentru că și acolo s-au produs niște dereglări din punctul acesta de vedere. Și atunci cred că trebuie discutat în fiecare familie. Vedeți, discreția e una, tăcerea e una și compromisul e alta. Nu înseamnă că dacă ești discret, că nu înseamnă că ești discret dacă nu discuți un anume conflict în acest parteneriat, aș spune eu. Nu, ele trebuie lămurite pentru că ele întotdeauna se agravează. Cea mai mică disfuncție, neîncrederea unuia față de celălalt este, vă spun, este letală pentru un cuplu. Când nu mai există încredere unul în celălalt, atunci apare suspiciunea și, cum să vă spun, toată armonia care ar trebui să fie între cele două părți pe care Dumnezeu le-a făcut ca două jumătăți ale unui măr, ca, cum vreți, ca cerul și pământul, nu? Care sunt într-o perfectă armonie, nu mai sunt în armonie. Vedeți de ce Coranul insistă într-o surată întreagă, surata numărul 4, femeile, insistă asupra acestui aspect feminin și asupra statutului și rolului femeii. Acolo îți spune ce să faci. În amănunt, în detaliu. Ce se întâmplă dacă moare soțul? Ce se întâmplă cu soția? Și se știe din tradiție că ea mai aparține încă o perioadă, 4 luni și nu știu câte zile, mai sau 3 luni, și mai aparține încă soțului. Pentru că este posibil ca el, în momentul în care a murit, da, ea să-i poarte copilul în pântec și atunci are un alt statut. Sunt lucruri foarte precise. Foarte precise. Adică este un, dacă vreți, un manual de conviețuire această surata 4. Plus că sunt aspecte legale, aspecte juridice, dacă vreți. Adică ce se întâmplă cu... Și de asta atunci când într-o familie sunt 3 sau 4 bărbați și unul moare, femeia nu este lăsată de izbeliște, nu este o văduvă lăsată să se descurce cum o putea. Nu, unul din ei o ia ca o a doua soție, pentru că trebuie cineva să aibă grijă de ea.
ea îți dăruiește cel mai mare bun pe care îl poate avea, cum este în creștinism, este și în islam același. Cel mai mare bun și dar pe care ți-l poate da Dumnezeu este copilul. Ori ea este cea care îți dăruiește copilul. Așa că este inacceptabil ca să o lași să se descurce așa cum poate sau, mă rog, nu? Mai ales când o societate sau o comunitate se poate manifesta și destul de violent sau destul de nepotrivit. Bineînțeles, și... aici vorbim de familiile mari din tradiția islamică, de familiile extinse. Sigur, e mai complicat când vorbim doar de, mai ales acum în perioada modernă, contemporană, când există un soț, o soție și un copil sau doi. Sigur că. Și ar mai trebui să mai spunem ceva. Noi europeni aveam o imagine falsă despre aceste căsătorii multiple ale unui musulman. Avem o imagine falsă. A doua căsătorie sau a doua soție pe care și-o ia impune niște exigențe la care nu face față oricine. Sigur că există, cum să spun eu, abatere de la toate aceste lucruri astăzi. Sigur că știți cum prescripțiile religioase au fost încălcate întotdeauna, de la început au fost încălcate. Dar ele nu sunt date ca să fie încălcate, sunt date ca să fie respectate. Dar se încalcă. Violența bărbaților, de exemplu, în Occident, musulmanii care sunt în Occident. Și eu am auzit, și sunt sigur că și dumneavoastră ați auzit, de exemplu, în Germania mai ales, de exemplu, de turci care își bat soțiile. Este inacceptabil. Am văzut un material filmat care pe mine m-a siderat. Un, așa zis, șeic încerca să explice că este legală, este permisă bătaia soției. Este absolut fals. Este absolut fals. Erau niște interpretări, el dădea versete din Coran pe care le interpreta așa cum considera el că își susține teza. Dar este absolut fals. Nu se poate face așa ceva. Nu se poate să strici acea armonie printr-o atitudine dură. O căsătorie este ca un atanor, unde focurile violente sunt interzise, sunt contraindicate. Și pentru asta există această sigizie, această alăturare între cele două prezențe, feminină și masculină, care împreună realizează o armonie pe care nu poți altfel realiza decât într-o asemenea conviețuire. Profetul Muhammad era extrem de atent cu soțiile pe care le avea. Nu există nicio relatare că ar fi fost ceva mai ferm, măcar, ca să nu spun mai dur, verbal. Era extrem de înțelegător și știa să dea o lecție unei femei aproape tăcând. Ori, ăsta este un semn și de înțelepciune, este un semn și de generozitate și de curaj. Curaj față de situația respectivă. Exact ceea ce spuneam și noi înainte. Nu. Mai sunt multe femei foarte importante în toată mișcarea sufită. Sigur, nu avem timp să dezvoltăm. Ele sunt cu zecile, v-am spus, numai în centrul de la Basora, câți erau, sau de la Basra, câte erau. Toate cu câte un accent pe ceva. Mu'mina, de exemplu, bin Bahlul, asupra legăturii între partea ezoterică și partea exoterică, sau Shabaka din Basra, care insistă asupra legăturii dintre practica exterioară și toate transformările interioare. Sunt multe, dar am spus numai două, trei nume ca să vedem că nu este un monopol al bărbatului. Nu este un monopol al bărbatului. Mai mult decât atât, tocmai spuneam că Ibn Arabi vorbește de posibilitatea excepțională pe care o are o femeie de a realiza chiar ultima sau cea mai înaltă treaptă a realizării spirituale, și anume este vorba și inițiație, și anume este vorba despre identitatea supremă. Știți de ce? Pentru un lucru foarte simplu. Pentru că spune așa, femeia prin structura ei, prin natura ei, prin fitra, prin natura ei, are o predispoziție specială, foarte prețioasă, în a se conforma statutului de rob al lui Dumnezeu,
de servitor al lui Dumnezeu. Ori nu există nimic mai important decât servitorul perfect. Acela s-a realizat complet, pentru că și-a rezolvat în chip minunat, fericit, legătura lui cu divinitatea. Ori femeia este mai apropiată de asemenea calități spirituale decât un bărbat. Numai, sigur, să nu-și trădeze nu? Statutul și natura. Nu? De asta spun că nu trebuie gândit, după prejudecata asta noastră a situației femeii, trebuie, adică cine are interes și cine până la urmă face o afirmație, e bine să mai și citim, nu să ne orientăm după ceea ce se vede, pentru că după ceea ce se vede și în lumea creștină, dacă te uiți în jur astăzi, ai impresia că de fapt creștinismul e un dezastru. Nu este adevărat. Oamenii nu mai sunt capabili să mai trăiască creștinește. Același lucru se întâmplă și în islam, același lucru se întâmplă în absolut orice parte a lumii. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre funcția spirituală a femeilor în tradiția islamică, pornind de la recomandarea de carte pe care vi-o facem cu mare drag, Coranul, ediția 5-a, ediție revizuită și adăugită, carte publicată, text sacru fundamental publicat în colecția Mistica Islamică și pe care o găsiți pe site-ul editurii Herald în cadrul campaniei De vorbă cu femeia din tine. A fost alături de noi astăzi domnul profesor Teodoru Ghiondea, căruia îi mulțumim ca de fiecare dată cu multă, multă recunoștință. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. Mulțumim, domnule profesor Teodoru Ghiondea. Cu mare plăcere.